Ministrul Transporturilor merge săptămâna viitoare la Brăila, după ce firma care construiește podul peste Dunăre a cerut o amânare de 3 ani pentru finalizarea lucrărilor. Solicitarea trimisă Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere este considerată ciudată de autoritățile române, care nu sunt de acord cu acest termen. Podul și drumurile de acces ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul acestui an. Cel puțin așa au declarat de mai multe ori reprezentanții firmei constructoare. Deocamdată, ministrul nu a spus că ia în considerare o reziliere a contractului. El cere ca termenii acestuia să fie respectați și asumați. Deja consilieri de la minister și reprezentanți ai CNAIRE au fost trimiși la Brăila. Lucrările bat pasul pe loc la drumurile de acces, deși până acum 23 de kilometri de asfalt, atât pe malul din județul Brăila, cât și pe cel din Tulcea, ar fi trebuit să fie gata. De fiecare dată, până la sfârșitul anului acesta, va fi dat în circulație. După care ne trimite hârtii. Deci una spunem de fiecare dată când mergem acolo și pe care trimite hârtii care trec NAIR, ne spune că termină peste 3 ani. Hârtia aceasta cu 3 ani dintr-o dată pare ciudată. O cataloghez ca un tertip pe care încearcă să-l facă această companie. Lăsați-mă să trag concluziile când voi merge acolo.